Moment festiv în lumea iubitorilor de motociclete Triumph. Drept pentru care am venit din nou în vizită la magazinul Triumph România, unde împreună cu prietenul Cătălin Sănătescu vă prezentăm o nouă motocicletă sosită azi în magazin. Triumph Scrambler 1200X. Bun găsit, prieteni! Salutare, bine ați venit virtual alături de noi! Virtual, admirăm această minunăție pentru că dintre cele trei variante coloristice pe care Triumph le pune la dispoziția clienților, după părerea mea, o avem în magazin pe cea mai frumoasă. Se numește Carnival Red, într-adevăr, se vede și sigla mare, noua siglă de la Triumph, se vede de la distanță pe rezervor pe această motocicletă cu totul și cu totul nouă în 2024. Dar nu culoarea este lucrul care ne uimește, ci cu totul altceva. După părerea mea, marele câștig la acest model este faptul că motocicleta este făcută pentru toată lumea, datorită înălțimilor așa foarte reduse. Așa este, scramblerele de 1200, versiunile precedente XE și XC, se adresau persoanelor înalte, pentru că fiind o motocicletă clasică cu veleități adventure și cursa suspensiilor era foarte lungă, 250 de mm la versiunile XE, fiind motociclete înalte, cu cursa înaltă, puteau fi conduse numai de persoanele înalte. Iată că Triumph a ascultat ce și-au dorit fanii, ce și-a dorit și presa și vine cu această motocicletă care păstrează în esență toate calitățile și toate caracteristicile scramblerului de 1200, dar iată avem acum o șa la 820 de mm și nu numai atât, pentru cei care nu ajung nici la 820 de mm, există o șa opțională care mai coboară înălțimea cu încă 25 de mm și ajunge la 795 de mm, așadar oricine se poate bucura de un Scrambler 1200. După părerea mea, asta este una dintre problemele actuale. Motocicletele mari, de peste 1000 de centimetri cub, în ultima perioadă parcă sunt făcute doar pentru oamenii mari. Ei bine, trebuie să meargă și cei de înălțimea noastră, puțin peste 1,70 m, nu doar cei de 1,90 m. Și motocicleta asta poate fi pilotată de oricine, pentru că deja sub 800 de mm șaua, asta este permisibil pentru absolut oricine. Și dacă tot vorbim de asta, Cătălin, te invit să te sui pe motocicletă ca să vadă lumea cum... Eu am 1,73 m, aproape stau cu toată talpa jos, deci oricine poate să meargă cu această motocicletă, care, vă spuneam, nu face rabat de la aptitudinile, de la veleitățile adventure, are o cursă de 170 de mm, suspensiile sunt acum de la marțochii față și spate, avem, iată, o furcă cu jambe de 43 de mm, foarte competitivă. Motocicleta este mai bună acum pentru asfalt, pentru că, spre deosebire de versiunea XC, acest nou X are și acel IMU, unitate care măsoară inerția maselor pe 6 axe, este de la Continental acest sistem. Avem 5 moduri de pilotaj, accelerație ride-by-wire, avem road, sport, rain, off-road și user. Modul off-road dezactivează sistemul ABS pentru spate, iar pe față lasă de la doar 50% și are un sistem de control al tracțiunii dedicat mersului în off-road. Deci este o motocicletă pe care o poți folosi și în off-road, bineînțeles și în oraș, pentru că arată extraordinar și sună extraordinar, are acest ghidon lat care te ajută ca un fel de supermoto să controlezi foarte bine motocicleta în oraș și bineînțeles la drum lung, pentru că acum există foarte multe accesorii, sistemele de bagaje ajung la 102 litri, deci o motocicletă cu care poți să faci și drumuri lungi. Și din câte am văzut eu în catalogul de accesorii, sunt undeva pe la 80 de repere special făcute pentru această motocicletă. Și probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc n-au înțeles. Acest model nu înlocuiește, ci vine în locul modelului XC, care nu se, mai produce. Cu îmbunătățirile pe care vi le-a spus Cătălin. În primul rând, datorită faptului că are accelerație electronică și acea unitate de măsurare inerțială, acum au putut fi instalate controlul tracțiunii și ABS activ pe viraje, lucru mare care deja există pe toate motocicletele moderne. Era pe XE, nu era pe versiunea XC, dar iată că și X-ul are această dotare. O motocicletă foarte interesantă, la care sunt sigur că nu o să deranjeze roata față de 21. Nu, chiar ajută. În general, la motocicletele care au roata față 21, sunt mai greu manevrabile și sunt mai greu de folosit de persoanele
mai scunde. La viteză mică și pe asfalt, dar în off-road este un mare avantaj această roată de 21 care trece foarte ușor peste obstacole, peste denivelări. Putem să o și pornim ca să auzim această evacuare extraordinară. Hai să o pornim ca să auzim cum se aude. Este evacuarea stock care îndeplinește și normele Euro 5. Această evacuare este și pe XE și pe X. Ce n-am spus până acum este prețul acestei motociclete. 13.790 euro, este cu 900 de euro mai ieftină decât fosta versiune XC. Sigur, există și XE-ul care nu este în acest moment în magazin. Este puțin mai scump pentru că are alte componente. Principal e faptul că avem X-ul în magazin și dintre cele trei variante coloristice, una fiind cu gri, cea de-a doua cu negru și asta cu roșu, după părerea mea, asta arată cel mai bine. Așa este, se distinge de la distanță acest roșu de pe rezervor, o motocicletă foarte stilată. Versiunea 2024 are și câteva modificări estetice. Iată, codița este mai slim, mai subțire, stopul la fel, toate luminile sunt cu LED la această motocicletă. Motocicleta rămâne în showroom, deci cei care vor să o vadă pot vizita magazinul Triumph România și pot admira această nouă motocicletă lansată pe piață. Sigur că vă vom ține la curent cu toate noutățile apărute. În foarte puțin timp va avea loc evenimentul de prezentare pentru presă a noilor modele de 400 de centimetri cub, eveniment cu care o să vă ținem la curent. Și până la povestea viitoare, împreună cu Cătălin, vă doresc mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă. Toate cele bune!